făcut Germania timp de ani de zile, în cele din urmă a făcut chiar Rusia. La doar un an după ce gazoductul Nord Stream 2 a fost finalizat, Moscova a luat decizia de a renunța la el definitiv. Kremlinul susține că, în schimb, își va concentra atenția pe exporturile către China. Ministrul energiei rus, Alexander Novak, a confirmat că Moscova renunță la gazoductul Nord Stream 2, care face legătura cu Germania. Rusia susține că îl va înlocui cu gazoductul Power of Siberia 2, care va face legătura cu China. Iar Beijingul și Moscova ar urma să semneze în curând un acord pe gaze care să facă posibil proiectul. De altfel, dorința de cooperare dintre cele două state a fost evidentă, inclusiv în timpul celei mai recente întâlniri dintre președintele Vladimir Putin și omologul său chinez, Xi Jinping. Лишь практически до одного Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности. Мы совместно выступаем за формирование справедливого, демократического и многополярного. Construcția gazoductului Power of Siberia 2 urmează să înceapă în anul 2024, iar capacitatea de transport prevăzută ar fi de 50 de miliarde de metri cubi de gaze. Împreună cu gazoductul Power of Siberia 1, ce deja a fost construit, Rusia va livra Chinei în jur de 61 de miliarde de metri cubi de gaze. În realitate, însă, negocierile dintre China și Rusia pe tema gazoductului Power of Siberia 2 începuseră de câțiva ani ca parte a planurilor Rusiei de a-și diversifica clientela. La fel ca și Nord Stream 1, Nord Stream 2 avea o capacitate de transport de 55 de miliarde metri cubi de gaze. Împreună cele două gazoducte urmau să acopere întregul necesar de gaze naturale al Germaniei pentru cel puțin 50 de ani. Gazoductul a fost însă aspru criticat de Statele Unite, de țările din estul Uniunii Europene și de Ucraina. Toate acestea au argumentat că Germania își prioritizează propriile interese economice în detrimentul securității Uniunii Europene, lucru ulterior dovedit cu izbucnirea războiului din Ucraina.